În perioada 3-7 iunie acestui an este în desfășurare evenimentul Săptămâna Prevenirii Criminalității, în cadrul căruia se promovează mesajele interinstituționale cu caracter preventiv pentru a se obține rezultate cu impact în rândul cetățenilor. În incinta Shopping City Târgu Jiu au fost prezentate de către polițiștii gorjeni atât autospecialele și armamentul, cât și tehnica din dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Lucrătorii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Serviciului Criminalistic și Serviciului de Acțiuni Speciale s-au implicat activ inclusiv în distribuirea de pliante și materiale informative, cât și în prezentarea unor exerciții demonstrative cu câinii de serviciu. Preșcolarii au avut și ei parte de activități diverse, printre acestea fiind și modul de deplasare pe drumurile publice. Cei mici au fost învățați cum să traverseze în siguranță și care este semnificația culorilor semafoarelor. Zilele rămase pentru derularea programului vor fi dedicate prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului, vineri urmând să fie organizate activități pe linia prevenirii accidentelor rutiere.